Bună seara, bine v-am regăsit! Declarațiile foarte dure ale președintelui Franței, Emmanuel Macron, au făcut înconjurul lumii. Vreau să-i umplu de nervi pe cei nevaccinați, chiar asta e strategia, spune liderul de la Paris. Declarații considerate de unii fermitatea întruchipată în lupta cu pandemia, de alții mai degrabă un derapaj, o ducere a lucrurilor la extrem. La extrema cealaltă, la noi, autoritățile nu doar că nu vor să enerveze pe nimeni, dar se feresc și să ne atingă cu o floare. Marea strategie cu care întâmpinăm valul 5 este interzicerea măștilor textile. Acele măști de pânză colorate, uneori cu mesaje, pe care oricum le purtau mai ales adolescenții. Trebuie să purtăm doar măști chirurgicale sau FFP2, cele conice, foarte strânse pe față, doar că nu există sancțiuni pentru cei care nu se conformează. Ministrul Rafila spune că nu e cazul să discutăm despre asta acum. Nu e cazul, nu vor să discute despre mai nimic guvernanții. Discutăm noi în locul lor cu specialiștii despre cum ar trebui să ne pregătim pentru cele aproape 1 milion de infectări pe lună, despre care vorbește de altfel același ministru al sănătății, Alexandru Rafila. Despre asta în foarte scurt timp în emisiune. Prima discuție a serii este însă despre o altă provocare căreia îi facem față tot mai greu. Criza economică în formare, avalanșa de scumpiri, în special la energie, care le antrenează și pe celelalte în lanț. Ni se pare un șoc acum, dar s-ar putea să urmeze lucruri și mai neplăcute în lunile următoare, la primăvară. Vă explicăm imediat de ce. Sunt Tudor Mușat, urmăriți actualitatea și salut pe invitații acestei ediții. Doctorul în economie Emilian Duca aici în platou, bună seara. Bună seara. Profesorul de economie Cristian Păun în legătură cu noi, bună seara. Mulțumesc domnilor amândurora. E nevoie de știință de carte ca să ne explicăm aceste provocări prin care urmează să trecem. Domnule Emilian Duca, prima probă de foc pe care o avem de traversat pare să fie iarna, nu? Și toate scumpirile astea pe care le-a adus. Ce întrezărim sau cum putem să trecem cât mai bine de asta? Sigur, măsurile care trebuiau luate pentru iarnă trebuiau luate deja, nu mai este nimic de făcut în plus, aș zice, față de ceea ce s-a și realizat până în prezent. Adică este vorba de o reducere a taxelor pe energie în așa fel încât oamenii să plătească mai puțin pe o perioadă de timp. Lucru care s-a întâmplat, dar din păcate cu foarte multă întârziere și după multe zbatere așa, a apărut pe la mijlocul lunii decembrie o cotă redusă de TVA pentru produsele pentru energia termică și pentru care se spune că va intra în vigoare de la 1 decembrie, deci lucru care era complet neconstituțional. Deci, practic, din luna decembrie avem o cotă redusă la energia termică, lucru care trebuie să ajute pe cei care sunt în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. De asemenea, au mai fost câteva tentații de reducere a TVA-ului și pentru energia electrică și s-a creat un sistem de compensare care nu pare să producă niște ieftiniri corespunzătoare, lucru care fără îndoială că va nemulțumi pe mulți dintre cei care sunt beneficiari, sunt consumatori în România. Deci, practic, în momentul în care s-a pus problema avalanșei de scumpiri energie, locurile în care se putea umbla erau legate de cele care formează prețul energiei electrice și de taxele care se percep cu această ocazie. Vorbim mai și de acciză și acciza putea fi suspendată o perioadă de timp, adică măsurile de forță majoră permit fiecărui stat membru să își ia anumite măsuri care să permită traversarea unei perioade mai dificile. Deci, așa pe scurt, a fost jumătăți de măsuri față de ceea ce ne-am fi așteptat în această perioadă. Domnule profesor Păun, datul, sprijinitul par să fie cuvintele de ordine în acest moment. Chiar mă uitam că președintele PSD, Ciolacu, zice că toate măsurile astea de sprijin în favoarea consumatorilor sunt inutile, deși mi-amintesc că la formarea acestei coaliții fusese de acord PSD-ul cu ele, dar acum vor mai mult, vor să sprijine mai mult. E aparent ceva de bine, nu? Când vrei să sprijini consumatorii vulnerabili. E vreun pericol ascuns aici? Sigur că da. Haideți să luăm informația de astăzi în care, mă rog, e vorba într-adevăr poate de un preț spot. Rusia a anunțat că crește prețul gazului cu 30%.
Deci în momentul în care noi vedem că acest preț are o componentă artificială, în general, producătorul principal extern crește acest preț, tu în momentul în care nu ai producție internă suficientă pentru a acoperi consumul, vii și plafonezi prețul sau îl subvenționezi și spui, dau din buzunarul bugetului diferența de preț într-o formă sau alta pentru că mi-e milă de cetățean, inclusiv prin acele reduceri salutare de taxe, tu în momentul acela nu faci altceva decât să pui pe buget o politică de preț pe care o are statul tău vecin, care îți livrează gaz. Și tu amâni inclusiv rasa propriei tale producții de gaz. Pentru că mai nou, noi am redevenit proprietari, ca stat vorbind, pe producția de gaz. Pentru care trebuie să găsim resurse. Dar o să vedem ce v-a scos de acolo peste cine știe cât timp, nu? Evident, și atunci tu ce faci? Te lupți cu prețurile cum? Că singura luptă eficientă cu prețurile este să creezi alternative, să creezi producție, să creezi eficiență energetică. Hai să văd eu acum că se accelerează înveloparea blocurilor. Sunt foarte multe blocuri în București, în continuare, rămase în urmă pe parte de învelopare. Vedem vreun stres la nivelul autorităților publice pe acest subiect? Nu e niciun stres, domnule Păun, câtă vreme sunt 14-15 grade afară, pare că... Am vrut să spun și asta. Da, pare am vrut că, să spun că am avut îți râde natura în față, zice, te sprijin eu dacă n-are cine să aibă grijă de tine. Da. Am avut mare noroc cu iarna asta, să știți. Deci ne-a salvat de foarte multe costuri și aici mă refer la cetățean, pentru că până la urmă n-a consumat atât de multe gaze sau nu a consumat atât de multă energie electrică spre deosebire de alții ani mai friguroși. Gândiți-vă ce era să avem geruri din acelea cu mult sub minus, încât să trebuiască să pornim tot felul de radiatoare și reșouri pentru că nu făcea față sistemul de încălzire pe care l-aveam. N-am avut acest ghinion, din fericire, și bugetul cetățeanului încă rezistă. N-a crăpat atât de tare până în acest moment. Dar să știți că nu stăie foarte bine. Bun, revin la propunerile astea. PSD vrea să modifice legea compensării facturilor la energie, vouchere, ajutor de la stat, proceduri simplificate, pentru că spune domnul Ciolacu pe care îl invocam, că legea actuală nu se poate aplica. Repet, e o lege, e adevărat, e dată de Ministrul Energiei, sau mă rog, inițiată de Ministrul Energiei de la PNL, dar în coaliția asta toată lumea părea că e de acord cu ea. Acum nu mai contează. Până unde poți să mergi cu sprijinul ăsta? Este încă un exemplu de politici populiste. Probabil nici n-au citit cu atenție ce scrie în lege, n-au solicitat puncte de vedere ale celor care au cunoștințe din piață și acum constată că nu pot să o aplice. Păi, cine crede că, sau cine ar putea să creadă că în vacanța parlamentară, deci până pe 1 februarie, care se apropie așa, deci în această vacanță parlamentară va veni vreun parlamentar și va veni cu acele idei eclatante, mă scuzați, folosesc un termen francez mai inspirat. Tot l-am invocat pe Macron. Așa, da. Acele idei strălucite pe care nu le-au avut până acum, cum să facă compensarea și să rezolve și facturile retroactiv, că facturile vin, curg, nu o să se întâmple niciun fel de minune și facturile să nu fie plătite. Deci cel mai probabil aceste declarații sunt pur politice și menite să mai tempereze puțin temperatura disputelor sau, mă rog, așteptările, să mai tempereze așteptările populației și să le dea o speranță că lucrurile vor fi ceva mai bine decât sunt prezent. Bun, numai că urmează să se întâmple ceva odată cu trecerea iernii. Bine, noi am căzut de acord că nici n-a venit în forma ei cea mai aspră, dar ne uităm un pic în viitor, la primăvară, peste vreo 2 luni de acum încolo, 2-3 luni maximum, domnule Păun. Toate măsurile astea de sprijin încetează teoretic odată cu venirea primăverii. Inflația continuă. Ăla va fi momentul în care să resimțim din plin duritatea, povara crizei? Da, pentru că deocamdată gazul, noi suntem toți cu ochii pe gaz ca sursă de energie și de încălzire, dar gazul este și sursă importantă în producție. Deja vedem industrii care țipă și care strigă după ajutor,
și sunt sigur că vor primi acest ajutor și el nu va fi lipsit de consistență. Repet, pe un buget de stat deficitar, cu deficit excesiv, care se finanțează prin datorie, mare parte datorie externă. Adică, vedeți, suntem în următoarea situație. Același partid care astăzi mimează populismul a fost și partidul care a blocat proiectul de la Marea Neagră prin legea offshore și prin ordonanța 114. Deci ei au dat niște lovituri de grație gazelor de la Marea Neagră. Noi trebuia să scoatem de vreo 2 ani metri cub de gaz de acolo. N-am scos încă nimic, urmează să scoatem. Dar lupta cu prețul o face tot acest guvern luând măsuri care amână, sau tot acest partid luând măsuri care amână șansele de repornire a producției. Eu vreau să văd aceeași precipitare mai puțin populistă în a adopta pe repede înainte noua lege offshore. Vreau să văd aceeași precipitare în a găsi investitori suplimentari care să vină și să se alăture proiectului de la Marea Neagră. Să nu scoatem primii metri cubi peste 2 ani, să-i scoatem mâine. Pentru că în felul acesta reușim să oferim industriei românești sursa de energie de care are nevoie să rămână competitivă. Tocmai ce am văzut că Uniunea Europeană începe să fie de acord că gazul este sursă verde de energie. Păi asta e o șansă extraordinară pentru noi. Da, o sursă încă acceptată, mă rog, cu unele excepții. Cred că și-au dat și ei seama că s-au pripit în multe privințe, că nu reușește lumea să țină pasul și că s-ar putea să ajungem la instabilitate socială. Dar până să ajungem acolo să exploatăm resurse naturale, avem de trecut perioada asta și, cum zicea și domnul profesor Păun, prețurile continuă să crească, gazele vor fi în continuare scumpe și chiar dacă trece iarna și nu mai plătim neapărat facturi atât de mari, prețul ăsta la energie se regăsește în celelalte produse și servicii, nu? Care vor fi crescute și ele. Și atunci, unde ar trebui să acționeze statul acum, în primă fază? Să facă ceva, cum ziceați, la capătul celălalt, nu neapărat la capătul consumatorului? Da, din păcate, politicile noastre economice nu sunt consistente, nu au o consistență temporală. Ele sunt oportuniste și întotdeauna încercăm să stingem focul acolo unde se aprinde, fără să ne luăm măsuri de prevenire. Realitatea este că inflația din economia României nu este generată doar de prețurile la energie. Acesta a fost elementul care a inflamat mai mult și a potențat, adică a generat o inflație mult mai mare decât cea care era așteptată. Cauza fundamentală o reprezintă deficitele gemene de care se discută în macroeconomie. Faptul că avem și deficit bugetar și deficit de cont curent și deficit comercial, deci toate aceste deficite vin și alimentează, mă rog, o inflație de tip structural și care, pentru care remediile sunt destul de puține și destul de dureroase. Remediul principal în cazul inflației și la îndemâna băncii naționale este creșterea dobânzilor. O creștere a dobânzilor înseamnă să avem efecte negative asupra creșterii economice. Deci aceasta e paradigma în care se desfășoară întreaga dezbatere și întreaga politică economică sau și monetară pentru perioada următoare, cum să facem să menținem creșterea economică fără să creștem dobânzile. Ori eu cred că în acest moment singura modalitate și singurul plan pe care îl avem și pe care ar trebui să-l urmăm cu maximă atenție este acest PNRR. Acest PNRR cu lipsurile lui poate nu este cel mai perfect și cel mai frumos și cel mai bun plan pe care ni l-am fi dorit pentru România. Prezintă avantajul că îți oferă niște repere și niște elemente pe care să le urmărești și pe deasupra nici nu îți impune un anumit nivel al inflației. Adică te lasă să funcționezi și să mergi mai departe pe respectând ceea ce tu ți-ai pus în planul respectiv. Înseamnă niște investiții pentru care să atragi forță de muncă, deci să... În general, resurse, deci vorbind, să pui economia de niște resurse suplimentare care vin în economie și care îți permit ca într-un orizont de timp să rezolvi și problema inflației printr-o creștere a dobânzilor, pentru că vei avea finanțare externă. Deci cam așa văd eu lucrurile. Este singura modalitate pe termen mediu să rezolvăm aceste probleme de macroeconomie.
Aș mai adăuga doar faptul că avem inflație presupune o maximă atenție pentru clasele defavorizate. Deci cei care au salarii fixe în România sunt cei mai afectați de inflație și atunci mecanismele de compensare și de politicile sociale trebuie să fie țintite spre categoriile care au nevoie de aceste facilități. Bun, e o problemă care îi privește, să zicem, în primul rând pe cei de la stat care au salariile înghețate în acest moment, dar nu înseamnă neapărat că iau și salariile mici în România, că noi știm că nu e valabil lucrul ne ăsta. Ne referim la cei care au salarii mici și la fixe. Cei cu salarii și mici și fixe. Da, și aceasta este, pentru că din păcate sau din fericire, nu știu, asta poate depinde din unghiul din care te uiți, cei din sectorul public au modalități de presiune mult mai puternice și mai efective în a obține majorările pe care și le doresc. În schimb, în sectorul privat, lucrurile nu stau atât de grozav pentru cei de acolo. Bun, ne întoarcem, domnule Păun, la ce ne-ar putea aștepta la primăvară și încercăm să ne dăm un reper, care să fie aprilie, Paștele, probabil, că e un alt moment, nu, spre care ne uităm ca orizont și ne dirijăm și resurse, probabil mai mult ca de obicei. Total de acord cu ce a spus domnul Duca, aș mai completa doar următorul lucru. Când ai inflație, răspunsul nu e să crești dobânda. Consecința acelei inflații este creșterea dobânzilor, pentru că tu, dacă menții dobânzile artificial jos, tu practic ai dobânzi real negative la depozite. Ca să mai vorbim de credite, cu dobândă zero în condițiile în care tu ai inflație, practic tu îl premiezi pe cel care ia credit. Îi dai bani ca să ia și credit. O dobândă real negativă asta înseamnă. Dar e clar că dobânda depinde de inflație și trebuie să includă cel puțin inflația, dacă nu și alte lucruri. Deci, cu siguranță vom asista la o creștere a dobânzilor în perioada următoare, care va fi un inhibator puternic pe parte de investiții. Ori noi tocmai de investiții avem nevoie, mai ales în sectorul privat, pentru că, exact cum spunea și domnul Duca, noi ne uităm la deficitul comercial. Acolo vedem că exportăm mai puțin decât importăm. Importăm masiv. De ce importăm? Din două motive. Unu, consumăm și nu găsim în interior ceea ce consumăm. Și doi, când producem pentru interior și pentru exterior, producem materii prime tot din exterior. Deci, noi avem încă o producție insuficientă. Ori ca să ai producție, trebuie să ai investiții. Cu dobânzi care au în spate această inflație pe care o vedem, acesta este clar un risc major. Și aș mai adăuga unul alt risc pe care nu-l vedem, dar e acolo, acel risc sistemic. Riscul sistemic, noi suntem în momentul de față foarte aproape de geam, da, jos de tot. El influențează costul la care noi ne finanțăm extern. Ori este foarte păgubos ca tu să continui deficitele astea excesive, care se bazează pe împrumuturi, mai ales împrumuturi externe, cu un rating care ți se deteriorează de la an la an. O să ajungem să plătim, numai uitați-vă în buget, cât este cheltuiala cu serviciu datoriei publice și te iei de cap. Procente din PIB, deja. Două se duce către 3% din PIB. Păi începem deja să ne cam tăiem craca de sub picioare. Haideți să nu mai continuăm aceste împrumuturi pe bandă rulantă și să ne împrumutăm strict pentru ce avem nevoie. Risipa trebuie clar curmată. Altfel, ne ducem către faliment cu siguranță. Bun, pentru că se vorbea aici de consum și știm că bună parte din cheltuielile noastre se duc pe alimente. E momentul, poate, domnule Duca, pentru un pas decisiv al statului, nu știu, al Ministerului Agriculturii, de pildă, în a stimula procesatorii interni, apropo de consumul ăsta din import, de aducere pe piață cumva printr-un mecanism a produselor românești, a celor făcute aici, sau vorbim de da, ceva cu iz comunist aici? E un subiect extrem de sensibil și mijloacele pe care le are la dispoziție statul român pentru a promova producția națională sunt extrem de puține. Deci, practic, ce se întâmplă este că presiunea concurențială externă a cam distrus producția
națională. Până și procesatorii de carne importă carne din Uniunea Europeană și nu cumpără de la producătorii interni. E deci, și competitivitate, pe de altă parte. Nu e o presiune că ne pun pistolul la tâmplă. Sunt mai competitivi. Am folosit poate termeni mai pretențioși, dar asta este realitatea. Costurile de producție din România pe anumite sectoare de activitate au devenit necompetitive comparativ cu cei din vecinătatea noastră. Să nu uităm că cea mai mare parte a deficitului nostru comercial pe alimente este în relația cu Ungaria și Polonia, adică state vecine. Ori noi toți banii care i-am popat în deficitul bugetar prin creșterea datoriei externe sau i-am cheltuit ca să aducem marfă din Polonia și Ungaria să punem... să-i punem pe picioare pe cei de acolo. Deci mâncare românească în cantități mari și la prețuri rezonabile nu există, înțelegem, nu? Adică să răsucești perspectiva și sunt să două, zici... Sunt două elemente, pentru că, vedeți dumneavoastră, economia politică nu e numai cantitativă, este și subiectivă. Pe de o parte, toți cei care trăiesc în România își doresc produse de bună calitate și să atragi de diverse elemente sau puncte de atracție ale unor produse. Consumăm produse care... pe care în mod obișnuit nu le-am fi consumat pentru că sunt sărbători, pentru că ne place cum arată și așa mai departe. Asta este latura subiectivă. Dacă am fi atașați, să zicem, mai mult de produsele regionale, locale, pe care le-am consumat de obicei de-a lungul timpului, atunci probabil că volumul importurilor din anumite zone s-ar reduce. Deci asta este ceea ce s-a intenționat să facă cu acel program fabricat în România, de a stimula sau de a îndemna pe consumatorii români să meargă spre produsele naționale. Pe partea cealaltă și producătorii români trebuie să facă eforturi de a câștiga piața. Ei trebuie să vină cu produse care să substituie pe cele din străinătate, atât din punct de vedere calitativ cât și al prețului, în așa fel încât să își câștige piața și după aceea să încerce să iasă pe piețele externe. Aceasta este strategia de dezvoltare peste tot. Întâi îți ocupi piața ta, după aceea te duci și cumperi și după aceea te duci și ocupi alte piețe. Bun, recapitulăm. Avem în primăvară eliminarea acestor facilități la energie și gaze. Avem inflație care e prezentă și s-ar putea să mai avem ceva, că facem o echilibristică periculoasă în momentul ăsta, autoritățile, adică s-ar putea să avem o economie afectată într-o oarecare măsură de acest val 5, domnule Păun, în momentul în care, iată, refuzăm și refuzăm de luni bune să luăm orice măsură de reglementare a venitului la muncă în anumite condiții, vezi certificat anticovid, și am lăsat lucrurile total la liber, poate avea un impact asta? Sigur că da. Eu nu sunt medic, sunt doctor, dar în economie, dar pot spune următorul lucru din această perspectivă. E clar că vaccinul e soluția. Deocamdată vaccinul e și soluția ieftină și la îndemâna tuturor. Ori în momentul acesta avem clar o prăbușire completă a campaniei de vaccinare. Nu, cifrele sunt derizorii pentru ceea ce ne-am propus. Vă dați seama ce înseamnă valul 5? Înseamnă, odată, oameni care se infectează și care ies din producție. Doi, înseamnă valul 5 costuri pe sistemul medical, pe care le plătim pe deficit și datorie excesivă. Și atunci avem această, cum să spun eu, problemă care ne sărăcește cu siguranță. Ne sărăcește și pentru că nu înțelegem de ce este important, chiar și economic vorbind, să ne vaccinăm. Sunt mulți care așteaptă pastila minune. Am înțeles că pastila minune costă 700 de euro, ceva de genul. Vaccinul costă mult mai puțin. Îl avem deja, dar îl refuzăm. Pentru ce? Deci noi clar nu am înțeles de ce nu se vaccinează românii. Iar aceasta va avea și o consecință cu siguranță economică. Și în cazul certificatului anticovid putea fi și testare, putea fi și trecerea prin boală, adică nu există o obligativitate a vaccinării. Vaccinul e esențial. Vaccinul e esențial în această discuție. Și aș vrea să mai adaug un lucru. Ne bucurăm că avem iarnă ușoară. Sper să țină în continuare din punct de vedere al buzunarului cetățeanului pentru căldură. Dar să știți că o iarnă ușoară poate să însemne și semnul unui an secetos. Doamne ferește să avem un an secetos, agricol, prost, pentru că toate calculele guvernului de creștere de 7%, 8% se vor tăia din start cu 2-3%.
pe un an secetos. Pentru că PNRR nu include irigații, sistemul de irigații nu-l avem, suntem în continuare meteosensibili ca acum 10-15 ani. Infrastructura aceasta în agricultură, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o prioritate, la fel ca și autostrăzile. Da? Restul, doar că unele se pot face cu bani de la Uniunea Europeană prin PNRR, la agricultură, din păcate, nu. Cred că se găsea o soluție să le facem să fie e și alea. E prea târziu, domnule profesor. E prea târziu. Acum da, da, se găsea o soluție dacă se dorea. Întorcându-ne un pic la ce impact ar putea avea pandemia, noi am văzut că zilele trecute, înainte să iasă măsura asta cu nu mai purtați măști textile, purtați măști chirurgicale, în guvern se discuta inclusiv despre posibilitatea introducerii șomajului tehnic. Cum sună asta pentru un macroeconomist? Șomaj tehnic și o economie implicit mai slabă, nu? Perturbată de întreruperi. Mie mi se pare o risipă, așa, ceea ce spunea și domnul profesor mai devreme. Sunt multe locuri în care facem risipă. Guvernul a dat un comunicat în care spunea că vorbește și despre asta, că da, s-au întâlnit să niște mărească, și da, este adevărat, pentru că dacă se introduc restricții în sectorul Horeca, acei oameni vor trebui să plece acasă și cineva trebuie să-i plătească. Angajatorii nu au de unde să-i plătească pentru că n-au făcut venituri aproape deloc în perioada asta a pandemiei. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, este o măsură care poate fi pusă în discuție. Pe partea cealaltă, ceea ce este de neînțeles este modul în care s-a desfășurat întreaga campanie de promovare a vaccinării. Nu înțeleg și mi-e greu să înțeleg, nici eu nu sunt medic, dar am discutat cu destul de mulți medici și foarte buni specialiști, nu pot să înțeleg această reticență și nu înțeleg reticența marilor specialiști în medicină în a promova, pentru că una este să apară profesorii universitari, somitățile acestei țări în domeniul medical la televiziune și să explice beneficiile vaccinului și alta este să apară un medic, eu știu, mai puțin renumit sau care are idei inovative. Da, dar noi avem inclusiv un ministru al sănătății care pare rupt între datoria față de partid și cea de medic și de specialist. Vine și ne spune ca specialist ne trebuie certificatul anticovid, o să avem 800 de mii, 1 milion de cazuri pe lună de noi infectări, ar fi fost bine să avem. Pe de altă parte, când da, e chestionat de ce n-a reușit să promoveze în partid, dă din numeri și zice asta e. Ați dat răspunsul referitor la cauza eșecului vaccinării. Deci eșecul vaccinării se datorează modului în care comunică exact cei responsabili. Deci toți cei care sunt și au cunoștințele necesare nu au găsit cuvintele potrivite și nici gesturile potrivite pentru a comunica populației faptul că aceasta este soluția, că riscurile pe care vaccinul le prezintă sunt mult mai mici decât orice altă. Acum, noi am tras în autorități, dar eu mai am întrebare legată și la mediul de afaceri, la antreprenori, la manageri. Am constatat foarte puțin entuziasm în companii, în conducerea companiilor în legătură cu eventualitatea introducerii certificatului verde, care, repet, nu înseamnă vaccinare doar, înseamnă și testare periodică și trecerea prin boală. Și atunci mă întreb dacă nici dinspre mediul de afaceri n-a venit, domnule Păun, prea mult entuziasm în legătură cu asta, ba chiar așa neoficial au vorbit despre angajați care amenință că pleacă sau că își iau concedii sau mai știu eu ce, doar ca să nu fie nevoit să vină cu certificat. Îmi imaginez că a fost și de aici o presiune, nu? Mă bucur foarte mult că puneți așa problema. De ce? Mă uit tot timpul la liderii de sindicat și mă uit la normele alea de securitate și sănătate în muncă, SSM-urile alea. Deci, cu alea antreprenorul este, cum să spun eu, lovit în cap permanent. El trebuie să fie permanent grijuliu cu securitatea și sănătatea în muncă. Dar când vine vorba de COVID, parcă toată lumea are amnezie. Ba deci, mai mult, stați puțin, că fără medicina muncii, de exemplu, nu primește angajatul făcută periodic, nu primește angajatul la serviciu. Exact, adică e jale mare cu securitatea și sănătatea în muncă, dată cere totală când vine. Adică niște restricții constituționale și pentru prezentarea la muncă există oricum. Cu asta nu suntem de acord, se pare. Da, adică de ce n-ar avea voie antreprenorul să vină și să spună așa, bă, oamenilor, dacă nu vă vaccinați, eu consider că îmi puneți în pericol afacerea și securitatea și sănătatea voastră în muncă a celor care vin la muncă și care sunt expuși la problemele voastre,
trebuie rezolvată. De teama că îi pierde, domnule Păun? De teama că îi pierde. Să face dosar penal dacă nu are vreun muncitor. Nu, da, până să se facă dosar penal și să se stabilească vina cu ei, pleacă angajații. Spun că nu vin la serviciu. Nu, eu cred că aici sunt și așa, pe unii găsești destul de greu în ziua de azi, știm cu toții. Nu, sunt niște exagerări, dar nu trebuie să luăm câteva exemple ca fiind exponente pentru întreaga... pentru toți angajatorii. Angajatorii. Acum, serios, ați văzut mediul de afaceri organizându-se? Are atâtea organizații și comitete și camere și mai știu eu ce. I-ați văzut organizându-se în direcția asta chiar pe lângă stat, spunând am hotărât noi că așa vom face. Și nu ne poate... Speră, două secunde. Speră că vor fi plătiți de stat. Ei speră așa, în deșert speră, evident, că statul nu are resurse. Ei trăiesc cu această iluzie că statul să-i compenseze pentru închiderile temporare și vedem că au fost probleme mari cu această compensare. Eu zic că ar trebui, exact cum spune și noastră, să reacționeze puțin mai dur. Până la urmă, ei sunt pe proprietatea mea, acei angajați vin la muncă pe o treabă. Bun, pentru dar nu poți încălca legea, cum zice domnul Duca, pe de altă parte. Nu poți să-i ții la ușă, sigur, pentru că te dau în judecată. Haideți să găsim un compromis totuși, pentru că și ei, angajații mei și eu ca antreprenor, nu avem un viitor foarte roz dacă acea afacere se închide sau dacă toți angajații iau copii și, Doamne ferește, mai și mor unul dintre ei. Că au fost cazuri, chiar și eu știu câteva. Da, pare că noi avem o problemă cu instinctul de conservare în fața bolii și a morții până la urmă. Dar aminte să ne punem filozofii din astea dacă firma mai merge bine cu noi acolo bolnavi sau cu noi acolo sau cu patronul fericit sau nefericit. Să fim serioși. Nu? Da, noi pare că am renunțat la orice instinct de conservare și ne plimbăm bine mersi fără niciun fel de grijă. Mai e un aspect foarte interesant. Dacă ne uităm la structura sectorului privat din România, constatăm că există câțiva mari angajatori unde de bine de rău s-au luat astfel de măsuri. Sunt multe entități care au organizat centre de vaccinare în interiorul fabricilor pentru a sprijini acest program. Deci lucrurile nu sunt foarte nuanțate. După aceea avem micile întreprinderi care pot să lucreze și fără personal, da? Și care au mers pe munca la domiciliu și atunci au lăsat opțiunea fiecărui angajat să decidă. Dar în sectorul public lucrurile sunt cele mai grave. Pe de o parte, datorită dimensiunii, pentru că numărul de angajați din sectorul public este destul de mare, este peste 40% din totalul salariaților din economie. Și atunci, dacă acolo se iau niște măsuri, niște politici unitare, fără îndoială că și sectorul privat va urma modelul, va fi încurajat să-l urmeze. Ori dacă în sectorul public, la spital, nu se fac astfel de testări, nu se face un control, ajunge la situații în care sunt zeci de bolnavi contaminați, bolnavi cu alte boli și ajung să moară de COVID. Deci asta este ceea ce s-a întâmplat în toată perioada aceasta de pandemie. Sau ajung să nu aibă acces la tratament cei care au nevoie pentru alte patologii. Deci aici cu cei care trebuie să protejeze sănătatea, lucrurile sunt extrem de sensibile. Este greu pentru că eu am întâlnit destul de mulți oameni care vorbesc despre despre această boală și îi spun, domnule, ce eu m-aș vaccina, dar vreau să-mi explice cineva exact riscurile la care mă expun. Și se pare că tocmai asta lipsește din discuția publică. Se merge pe ideea, îi obligăm să facă vaccin, că așa credem. Păi trebuie să explici mai mult, poate, la unele persoane. La alte persoane, poate că instinctul de conservare, cum varianta am zis... Varianta domnului Rafila, ca să fim cinstiți, nu era în jurul vaccinării. Din potrivă, exact. Era mai degrabă în jurul testării. Deci oferea tot felul de posibilități. Nici asta n-au dorit cei de la putere să facă. Nici măcar varianta asta. Deci aici este o problemă... Au inventat o discuție despre cine suportă testele și până la urmă au îngropat-o cu totul. Da, e o problemă mai degrabă de politici publice decât de medicină. Dacă ne gândim că scopul urmărit nu este de a vaccina pe toată lumea. Scopul este de a proteja populația. Ori acest scop poate fi realizat. Eu vreau să știu dacă precauția asta, că vrem să ținem economia deschisă și să nu o blocăm cu certificate verzi la intrare, cu alte măsuri restrictive, funcționează. Adică dacă măcar cinic, dintr-un calcul economic, domnule Păun, poate să funcționeze. Nu se închide, merge mai departe și reușește să producă ceva. Și eu sunt de acord că nu trebuie să vaccinăm oamenii obligatoriu. Până la urmă, opțiunea trebuie să rămână la ei. Dar pe de altă parte, trebuie să, cum să spun eu, facem și un calcul economic. Testarea costă foarte mult.
Și chiar dacă faci testare, de multe ori e inutilă. Faci un test acum și în secunda următoare te-ai infectat și Doamne ferește. Deci testarea are și ea problemele ei, pro-contra. Dar principalul argument e că costă foarte mult și trebuie să o faci foarte des. Bun, dar nefăcând nimic așa cum e acum, poate să funcționeze mai departe economia? Că asta a fost obsesia noastră tot anul trecut și o bună parte din 2020, să nu cumva să blocăm economia, că o blocasem deja. Funcționează, dar funcționează cu acele costuri umane pe care le vedem. România este în niște topuri nefericite, din păcate. Funcționează cu aglomerarea foarte puternică a secțiilor de ATI pe vârfurile de val și vedem că de multe ori apar și probleme suplimentare. Iau foc acele secții ATI, doctorii sunt epuizați, ne costă foarte mult o zi de ATI, de spitalizare. Noi ar trebui să insistăm inclusiv pe, nu pe vaccinarea obligatorie, dar poate schimbăm puțin politica și vis-a-vis de grupele de vârstă și, cum să spun eu, acele grupe vulnerabile. Noi ne uităm la grupa de vârstă 60 plus, stăm foarte prost cu rata de vaccinare. Acolo e principala problemă. Nu se insistă cu educare, cu informare. Acei oameni trebuie să, urgent, dacă vor să facă față valului 5, trebuie să intre în zona vaccinării fără îndoială. Altfel vom avea ATI-uri blocate din nou. ATI-uri care iau foc, bani pe care îi aruncăm. Și oameni care nu se pot trata de alte boli și, din păcate, cum am văzut, cel puțin în cazul bolnavilor de cancer, că acolo a fost foarte limpede statistica anului trecut, dezastru, nu? Da. S-a murit pe capete. Concluzie, domnule Duca, prețuri în creștere, dobânzi mai mari, facturi mai mari la energie, toate cumva se traduc în scăderea venitului nostru, nu? Venitului disponibil al nostru, al celor care consumă. Ne blocăm undeva? Nu putem să facem o astfel de prognoză în perioada următoare. Până la urmă, România nu este o insulă în care să putem să facem noi estimările cele mai exacte. Este legată foarte strâns de economia Uniunii Europene și atunci, în funcție de evoluția acesteia, evoluăm și noi. Vom avea probabil creștere, dacă se întâmplă toate aceste evenimente, vom avea probabil o creștere economică ceva mai redusă decât așteptările, dar eu sunt optimist și cred că vom avea creștere economică și asta nu se datorează politicilor guvernului, ci se datorează faptului că sectorul privat nu poate să stea să aștepte minuni și vor pune osul la treabă să-și facă afacerile funcționale în perioada următoare. Emilian Duca, Cristian Păun, vă mulțumesc foarte mult amândurora. Revenim în câteva clipe. Declarațiile șocante ale președintelui Emmanuel Macron despre cum vrea să-i hărțuiască, să-i enerveze pe cei nevaccinați. O să vedem explicațiile și o să comparăm și situația de acolo cu cea de la noi. Ne întoarcem. Pe cei nevaccinați chiar vreau să-i enervez și vom continua să facem astfel până la sfârșit. Aceasta este strategia. E declarația șocantă a președintelui Emmanuel Macron pentru ziarul Le Parisien într-un interviu publicat aseară. Nu-i voi trimite la închisoare, spune președintele, nu-i voi vaccina cu forța, așa că trebuie să le spunem de la 15 ianuarie nu veți mai putea merge la restaurant. Nu veți mai putea bea o cafea, nu veți putea merge la teatru sau la cinema. Iată, cu riscul de a-i dezbina pe francezi, pentru că evident a început o întreagă polemică în urma acestor declarații, președintele își asumă fățiș ofensiva contra celor nevaccinați. Sunt declarații care vin în plină dezbatere parlamentară a unei legi care vrea să transforme certificatul verde de până acum într-un certificat de vaccinare, ceea ce înseamnă că doar cei vaccinați evident îl pot obține. Noi discutăm despre asta cu doctorul Radu Lupescu, medic român stabilit în Franța, medic erou acolo, decorat. Bună seara, domnule doctor, și mulțumesc foarte mult! Bună seara! Cum a fost privită, în special de comunitatea medicală, declarația asta a președintelui? Cum vine? Pe ce teren vine? Eu cred că este o declarație un pic nefericită. Domnul președinte, pentru că într-adevăr este un pic problematic faptul că oamenii nu s-au vaccinat, adică o parte de populație nu s-a vaccinat, vorbim de aproximativ 10% din populația de peste 12 ani,
Dar totuși, din punctul nostru de vedere al medicilor, trebuie să vă gândiți că noi nu gândim așa. Deci noi ne ocupăm de toată lumea. Deci vaccinați sau nevaccinați, în definitiv, asta nu are importanță când un bolnav vine la spital, este în primul rând un bolnav. Bineînțeles că întrebăm și, din păcate, da, o mare parte din pacienții noștri care vin în stare gravă cu COVID sunt nevaccinați, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem diferențe între cei care sunt vaccinați și cei care nu sunt vaccinați și nici nu putem să ne... Nu cred că este momentul să deschidem polemici cu pacient care este foarte vulnerabil în stare gravă. Aparent ar mai ridica din presiunea de pe umerii sistemului sanitar și nu e valabil doar pentru bolnavii de COVID, e vorba și de ceilalți, nu? Că asta e foarte important. Să mai aibă acces și alții în spitale care au nevoie. Asta este foarte clar. Asta este o dezbatere care termină numai în Franța, ci și în alte țări din Europa Occidentală, pentru că, în definitiv, pacienții COVID ocupă foarte multe paturi de ATI care sunt necesare și pentru alte patologii. Și deci, da, asta este problematic, dar... Deci măsurile care au fost luate sunt foarte bune pentru că într-adevăr au pus o presiune pe toată lumea pentru a se vaccina și de aceea se și vede că astăzi au fost peste 60.000 de noi vaccinări, deci oameni care nu au avut nicio doză până acum. Deci merge sistemul, dar cred că a fost un pic brutal să spunem așa, să vorbească așa și... Mi-am dat seama în ultimul timp, vorbind cu pacienții mei, unii dintre ei care nu erau vaccinați, care vin pentru alte cauze în clinica în care lucrez, că este mult mai interesant să vorbesc cu ei, să încerc să-i conving, adică să le explic care este situația și de multe ori sunt împotriva vaccinării din cauze de necunoaștere. Nu au întâlnit medici, nu au vorbit cu alte persoane și ne dăm seama că vorbind cu ei, de exemplu, explicând riscul personal pentru ei în funcție de patologiile pe care le au, oamenii înțeleg și sunt destul de deschiși la dialog și cred că asta este ceea ce trebuie făcut. Bun, dumneavoastră îi spuneți derapaj și mulți alții au spus la fel, alții îl privesc ca pe o dovadă a fermității, cumva, mesajul ăsta al președintelui. Sau dacă vreți ca pe ultimă sforțare în a mobiliza cât mai multă lume să ducă la terminarea pandemiei, pentru că ce vedem noi acum și iată ultimele cifre din Franța ne arată 335.000 de noi cazuri în doar 24 de ore, deci un număr foarte mare, 335.000 de cazuri de la o zi la alta, doar că numărul celor grav bolnavi, numărul celor care ajung la terapie intensivă sau numărul celor care mor din cauza asta este foarte mic raportat la acest număr uriaș de infectări. Teza ar fi așadar, vaccinați-vă ca doar să vă infectați, dar să nu aveți forme grave și să nu puneți implicit și presiune pe sistemul sanitar. Exact, aveți dreptate. Deci e clar că campania de vaccinare este foarte reușită în Franța. Și se vede cu numărul de oameni care au primit deja a treia doză. Deci vorbim de 40% din oameni de peste 12 ani care au deja a treia doză. Deci merge foarte bine și grație acestui fapt avem foarte puține, adică comparativ cu numărul de cazuri pe zi pozitive, avem destul de puțini oameni în stare gravă și se stabilizează un pic acest număr, cel puțin în regiunea în care locuiesc eu. Și asta este o chestie foarte bună, dacă ne gândim în definitiv 300 de decese pe zi la 300.000 de cazuri, când aveam în România în luna octombrie 500 de decese la 17-18.000 de cazuri pe zi. Deci vedeți, diferența asta este dată de faptul că populația este vaccinată și asta este foarte important și e clar că eu sunt pro-vaccin și i-am înscris deja în calendar pe copiii mei de 9 și 11 ani pentru vaccinare acum în luna februarie când am găsit loc. Eu am deja treia doză, toată lumea din familia mea are treia doză și este clar că campania de vaccinare a mers foarte mare, foarte bine și este foarte, foarte bine așa. Doar că nu cred că o astfel de abordare poate fi făcută de către noi medici cu pacienții noștri, dar din poziția lui e altceva.
Bun, pentru că ați pomenit despre cazurile din România din toamnă, ne așteptăm la un număr probabil și mai mare de infectări. O spune chiar ministrul român al sănătății, domnul Rafila vorbește despre 800.000, poate chiar 1.000.000 de noi infectări pe lună, ceea ce ne duce cu gândul că s-ar putea să fie și multe cazuri grave și multe decese. Și acum cumva probabil lumea se întreabă, bine, dar dacă în Occident nu e cazul, sunt atât de multe, atâtea sute de mii de infectări pe zi și totuși atât de puține decese, de ce n-ar funcționa și la noi la fel lucrurile? De ce n-ar funcționa și la noi la fel? Trebuie să ne gândim că deocamdată variantul Omicron a lovit ori țări în care populația era foarte tânără, cum este Africa de Sud, ori țări cu o proporție foarte mare de oameni vaccinați. Deci cred că este un pic riscant să ne gândim că vor fi protejați românii de această variantă, pentru că totuși proporția de oameni vaccinați este foarte mică în țară, pe de o parte, și pe de altă parte, vedeți, problema este numărul mare. Deci chiar dacă numărul de persoane în stare gravă va fi mai mic procentual, dacă este un număr foarte, foarte mare de infectați, totuși vor ajunge oameni în stare gravă la spital și pot fi depășite capacitățile de primire ale secțiilor de ATI. Deci, de aceea, eu nu pot decât să incit că oamenii să se vaccineze în continuare și să se protejeze, pentru că, în definitiv, da, dacă facem totul de această boală, chiar vaccinați fiind, deci, dar facem formă ușoare, practic o mică gripă, să-i spunem așa, este ok. Dar dacă faci o formă gravă, care necesită oxigen sau intubare și ventilație artificială, asta nu este, da. nu cred că își dorește nimeni așa ceva. Deci, tot la protecție îndeamnă și autoritățile române. Pare că s-au predat în alte subiecte. Tot ceea ce ni se recomandă zilele astea este să purtăm măști mai bune, să renunțăm la măștile textile și să le folosim pe cele mai performante. Și cam atât, pentru că domnul ministru zice, ține de bun simț. Da, ține bun simț, dar nu este suficient. Vedeți că în Franța, în definitiv, faptul că s-a introdus pasul sanitar, deci certificatul verde, și acum se vorbește de pasul vaccinal, a îndemnat foarte multă lume să se vaccineze. Deci doar să inviți fără să fie niște constrângeri pe undeva, vedeți că nu funcționează mai nicăieri. Deci eu aș fi mai degrabă în favoarea adoptării certificatului verde și un număr de restricții pentru oamenii care vor să participe la evenimente și care, în definitiv, sunt și mai puțin protejați și ei, protejează mai puțin pe cei din jur. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule doctor. Silviu Mănăstire, imediat pe B1 TV. Rămâneți cu noi.